Anunț pentru cei care stau la bloc. Se verifică de miercuri, 18 septembrie. Este obligația asociațiilor de proprietari. Anunț important pentru românii care stau la bloc. Termoenergetica informează că începe miercuri, 18 septembrie, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică. Acest lucru se întâmplă concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Termoenergetica a oferit mai multe informații pentru cei care stau la bloc. Potrivit companiei municipale, acțiunile sunt necesare pentru pregătirea rețelei de termoficare în noul sezon de încălzire. Toți cei care la bloc trebuie să se asigure. De asemenea, compania îi roagă pe clienți să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util. Astfel, vor evita incidente precum inundațiile în apartamente sau în subsolurile blocurilor. Termoenergetica amintește și că este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcționare. Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor. A transmis termoenergetica. Data furnizării agentului termic va fi anunțată ulterior. Amintim că data furnizării agentului termic va fi anunțată ulterior. Mai întâi, trebuie îndeplinite condițiile legale. HC 425 1994 modificată prin HC 337-2018, oferă mai multe informații. Mai precis, începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban ar urma să aibă loc după înregistrarea, între orele ora 20-ora 6, a unor valori medizilnice ale temperaturii aerului exterior de 10 grade C sau mai mici. Acest lucru trebuie să se întâmple timp de 3 zile consecutiv. Legea arată și că debranșarea instalațiilor interioare de încălzire sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire. România se confruntă cu o scădere bruscă a temperaturilor. Amintim că România se confruntă cu o scădere bruscă a temperaturilor în zilele următoare. De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis coduri portocalii și galbene pentru furtuni și ploi abundente. Simultan, la munte sunt așteptate precipitații mixte și chiar să padă pe crestele înalte. În acest context, locuitorii sunt nevoiți să bage lemne în sobe sau să pornească centralele termice în mai multe zone din țară. Acest gest va duce inevitabil la creșterea facturilor la gaze. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scădea semnificativ, în special în regiunile intracarpatice. Valorile maxime nu vor depăși 8-12 C.